mulțumim, malere, malere. Bravo, bravo. Sau cum era amintea, mănele, mănele, ce vezi bă cu ele? Foarte frumos. Nu o să uit prea curând de momentul când am văzut șosetele dinozaurului, dar... Asta nu o să-ți iasă din cap. Nu din dar cap. Nu ne iese din cap nici rețeta de astăzi, de nici guacamole bine și nachos și mama. Somon. Și deja de treaba începe să prindă conturi. Poverina, vino aici să ne mai explici cum stă treaba. Tagliatele. Mi-a trebuit 2 luni să știu cum se pronunță. Când am venit prima dată în București, am comandat tagliatele cu bacon. Oh, atunci, atunci am scos turcoaia din mine, dar acum știu la televizor că sunt tagliatele. Spune, Poverina, ce am mai făcut în ce stadiu mai sunt? Deci, avem aici guacamole. L-am făcut, da. E gata? Laime. Nu, puțin de peperoncino. Peperoncino. În loc de coriandă am pus frunze de ridic. De ridică negru. Okay. Și acum punem și puțin roșii, că guacamole putem să-l personalizăm. Adică nu e că trebuie să puni coriandol, lime. Știi, poți să-l fai un pic... Ceapă? Îți place ceapă verde. Ceapă verde. N-am pus usturoi. Okay. Și acum pune și roșii, că și asta e facultativă. Nu pune roșii șerii sau nu contează? Putem alege nu orice contează. Roșii din... tocate micuțe, așa? Și mai mixăm un pic, îl mai amestecăm un pic, îl punem în frigider și după îl servim cu nachos. Bine, asta îl vedem la sfârșit. Cât trebuie să îl ținem în frigider? A, nu trebuie. Nu? Nu, foarte puțin cât să se răcească. Tu la turcoaia, înțeleg, nu mâncai guacamole la micul dejun, dar... De unde guacamole la turcoaia? Și în partea asta? Da, așa vă. Și în partea asta avem tagliatele cu somon și sparanghel. Da. Am calit un pic ceapă în untă, apoi am pus somon, sparanghel care le-am fiert un pic separati. Am ținut asta capetelor, că sunt cele mai prețioase, să le punem de decorațiune. Restul l-am feliat, l-am flambat cu conioc și la sfârșit punem un pic de smentena, fierbem paste, tagliatele, farfecone și le punem în farfuria. Perfecto! Mulțumim, Poverina, că ai grijă de noi, că ai grijă de ce e fițozo și de ce e răutecioso. Ce implicat erai aici, cum făceai tu în tigaie. Mă, deci are un talent băiatul ăsta la gătit ceva de nedescris. Noi o ajutăm pe Poverina să termine rețeta. Exact. Ne mai oferă informații, ne mai oferă idei. Hai să ne ofere. Oferă-ne. Nu oferă nimic. Oferă-ne. Sucul s-a gândit să invite pe cineva în emisiunea noastră. Ne mai aduci pe cineva. Da, bineînțeles. Ai, mă. Da, fii atent. Ia. Or să vină la noi. Așa. Adina Roșca și Cătălin Doinaș, care sunt prietenii mei, doar că eu vă spun un secret. Ia. Cătălin e mut. De ce? Pentru că Adina Roșca, Adina, bă, vorbește mai, că ea îl zăpăcește. Eu îți spun că l-am avut și la Teo și, bă, deci, doar că eu de fapt de ce i-am adus? Vreau să văd dacă Cătălin, care este cel mai romantic și cel mai bun soț din lume, vorbește mai mult dimineața decât vorbește Adina Roșca. Hai să vedem. Așa, uite-l, bă, dimineața are mai multă energie. Asta că l-am lăsat azi noapte să se odihnească. Hai să ne așezăm pe canapea. Da? N-ai avut timp să vorbești foarte mult în dimineața asta, Cătăline? Nu e consumată. Nu, de tine ziceam. A, eu n-apuc niciodată, nu. Stai, stop. Ca să-mi fie mie dimineața bună și săptămâna prosperă, înainte, nu știu vouă cum vă este, dar mie să-mi fie bine, eu trebuie să transmit niște felicitări unei persoane fără de care noi n-am fi fost în formula asta, cel puțin așa. Soacrei mele, la mulți ani, cu sănătate și răbdare multă să mai vină pe la noi să ne ajute cu ei amici. Așa că mi-a zis poezia de dimineață, mi-e bine, sănătate și tot ce se pregătește acolo pentru soacra mea să fie de la George, așa, fără număr. Știu că vrea să se însoare. Ca să-ți meargă bine cu asta, trebuie să-ți începi săptămâna. Știi, să-l saluți pe soacră ta, să-i transmiți la mulți ani. Mi-a trebuit vreo 7 ani de experiență așa, în formula asta. Eu o secundă am crezut că e textul în prompter. Dragul meu, Cătălin, acum că toate lucrurile s-au rezolvat și soacra sperăm că a primit mesajul, dacă nu o să facem tot posibil să-l trimitem video, cum ești tu? Lasă-l. Băi, praf. De ce, sunt în concediu de paternitate. Why? Am 3 pe cap. 2 mici și unul mare. Și trebuie să fiu în continuare foarte echilibrat ca să fac față situației. Ai rămas la fel de romantic? Da, nu, romantismul ăsta nu se schimbă, e ca reumatismul. Câte flori ai adus Adinei înainte să aveți o relație cu adevărat?
Măi, nu știu, nu le-am numărat, dar povestea noastră de dragoste a început cu floare. Adică atunci când ne-am întâlnit noi la malul mării într-un cadru feeric, brăzdat așa de briza mării, în spectacole, de fiecare dată veneam cu un trandafir la ea. La sfârșitul spectacolului. Și povestea asta a continuat și după ce am venit de la mare, pentru că m-am înființat la ea la ușă cu un buchet de trandafiri și soacră mi-a zis: băi, a venit Cătălin la tine și are niște flori în mână, ce se întâmplă aici? Povestea lungă. Te-ai lăsat greu impresionată? Nu m-am lăsat greu impresionată, în schimb știam că nu... Că... Prezintă garanție. Da, nu prezintă garanție și că nu ne potrivim, pentru că suntem total diferiți la gusturi, din toate punctele de vedere. Și mă gândeam că în vreo 2-3 luni de zile o să se risipească dragostea, știi, aia care-i dulce deasupra butoiului. Și mai mult de atât, fiind amândoi din Făgăraș, îmi era teamă că o să se strice o prietenie, pentru că noi ne cunoșteam înainte de toată treaba asta. Și am zis, nu, și cum mă mai întâlnesc eu cu el la spectacole? Corect. Și dacă nu era, merge treaba, nu era frumos. Și e urât. Mă, și eu-i comers treaba, de normal, 11 ani. Pentru că el a învățat să tacă, mult. Păi de cât s-am dreptate, George, de cât să ai dreptate, mai bine să ai liniște. Regulă general valabilă pentru bărbați. Auzi, da, acum de când sunt copii, așa, ești mai impunătoare sau te-ai mai relaxat și tu ai văzut că e băiat ok, că e băiat de treabă? Cel puțin de când a... E băiat ok. De când a venit number two, da? Suntem mai... Suntem tot într-o petrecere. Nu, acum lăsăm gluma la o parte. Măi, e greu, e foarte fain, dar e greu cu doi copii. E greu, da. Și numărul 2 nouă ne-a dat knockout, pentru că nu doarme noaptea, e destul de vocală. Nu știu cu cine o semăna copila, da, nici nu știu cu cine o semăna. Ia, păi dacă ne uităm așa în platou, oare cu ta... Da, eu cred că eu cu el zic. Și eu zic, așa, da. Așa zic și eu. Da, e bucată ruptă, Cătălin. Ce? Vreți să vă spun ceva? Ce-i rău se copiază, așa că începe să... Și vrea să și recupereze anii ăștia în care au fost cu minte, știi? Și au început și Doina. Cu aia mică. Da, și au început și Doina. Și taca, 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 taca. A început să prindă glas, da? Nu-i născut, da? Puiul capul din cuib și deja primește reproșuri de la... Da, mama. De la... Scuze, mami, hai că tot cu tine rămân. Da, da, ciorba rece din seară. De gătit îi mai gătești? Da, da. Da, știi, dacă în casă, apropo de ce mă întrebam mai devreme, dacă în casă nu miroase a flori, nici a ciorbă nu miroase. Și de asta trebuie să vin cu floarea ca să miroase. Să miroase a ciorbică. A tarhon, da. A un pic de perișoare. Deci îi gătești, îl speli, îl calci, încă mai ai grijă de el? Încă mai avem grijă unul de celălalt, încă. Pentru că facem echipă bună, chiar dacă suntem diferiți, facem echipă bună și lucrul acesta se vede. De asta avem două comori, că astea sunt realizările noastre cele mai frumoase, cei doi copii, Andrei de 5 ani și Ana Maria de 7 luni jumate. Și materialele audio pe care le tot... Ce planuri avem de viitor, înainte să cântăm? Ia zi, Doinaș, unde, ia zi, ne ducem... Doinaș, tu. Zi, unde ne ducem în weekend? Zi, Doinaș! Pentru că vineri v-am ascultat și Viviana... Ia zi, Doinaș, lasă că zic Viviana eu. Îmi spunea că pentru scorpioni e binevenită o vacanță. Să, da? Știți că soțul meu a luat atitudine. Bravo! Da, bravo. Unde ia mă duci, Doinaș? Unde o duci, Doinaș? Un pic la Barcelona. Ah, de... frumos! Dar da, și pentru tine, vrei să te duci la stadion? Da, cred că la acvariu mă duc. Ultima dată am fost singur la Barcelona și am zis că trebuie să vedem orașul ăsta împreună. City break? Da. 3-4 zile. Păi atâta, de unde? Cine stă cu elici? Am făcut convocare generală. Am sunat, da? Alo, bunicii, ce faceți weekendul viitor? Soacra, da, de ce? Da-o direct, numai... Nu, soacra ei de data asta. Aaa, pe ai tăi? Da. Părinții tăi. Și trebuie să vină în echipă, o să vină și mama și tata, că trebuie să stea cu... Să-i prindă. Unul singur nu face față. Crede-mă. Da, ca, nici voi. Unul singur nu face față. Să știi. Acum sunteți doi, altfel merg, domnule, lucrurile. Mai ales că tu cânti mult, el ține ritmul. El joacă după cum cânt eu. Exact, bravo. De cele mai multe ori, da. Piesa de astăzi se numește... Viață dragă, dacă tot am povestit despre viața noastră, este povestea noastră pusă în cântec. Vă rusă îndel-o pusă pe cântec, să știi, nu noi. Prietenul nostru, vreau să vă mulțumesc din inimă că ați venit pe la noi. Ne-ați făcut o reală plăcere, sunteți doi oameni minunați, frumoși împreună. Mulțumesc. Și vă mai așteptăm aici de fiecare dată când vreți. Cu mare drag. Hai, să multă și vouă! Mergem în centru aici frumos și cântăm, pentru că Adina și Cătălin, hop, ușor că acolo e treapta aia albă care ne face și nouă probleme. Important e, bă, îți rup picioarele, te lovești, dar nu contează. Când? Zâmbet, orice ar fi. Zâmbet, că de-aia vin nunțile, tată, să avem evenimente.